Gândurile foarte simple, da. Mergem acolo să ne pregătim cât mai bine și să începem campionatul cum trebuie. Primul meci, toată lumea știe că a jucat cu Panduri, e o echipă total schimbată și nu o să fie ușor și dacă mulți o să crede așa. Așa că o să avem 4-5 meciuri foarte bune, timpul e foarte scurt, sperăm să mai vină și câteva jucători și să facem o echipă bună. Acum, care e opinia ta de Nu, părerea mea e că ne mai trebuie jucători, pentru că suntem numai eu și Vasile, doi mijlocași centrali. Crede-mă, e puțin, pentru că vin accidentarele, vin cartonașele și foarte greu să ne descurcăm. Ne mai trebuie, sigur, da? Cred că domnul președinte știe mai bine. Știți cum e, noi ne dorim, dar trebuie să fim și modesti. Am avut un campionat până acum cu foarte... Nu eram constanți. Am început bine, după aia am avut foarte multe meciuri fără victorie. După aia ne-am revenit pe final. Ca să ai șanse la play-off, trebuie să joci constant bine și să faci punctele. Acum ai diferența de 5 puncte, dar... E și Astra, e și CFR, o să fie foarte greu. Trebuie să fim și realiști. Bani, ați avut vizita primarului la reunire, dar tot aveți două pe sala restantă. Da, eu personal n-am fost la reunire, dar și nu știu, am aflat de la băieți ce a zis domnul primar. Eu cred că se rezolvă acum când luăm banii de la televiziune, prima rată, cred că se rezolvă cu bani și cred că nu e asta o problemă. Pentru că în ziua de azi, două salarii restanțe nu e o mare problemă. Începe să fac februarie, e ok? Nu e deloc ok, pentru că pur și simplu să joci în decembrie, la sfârșitul decembrie, să joci în România sau în februarie, cred că tot aia. Condiție nu sunt bune deloc. Ați văzut că cu Dinamo am jucat în Adidas. Cred că e o bătaie de joc, dar a ieșit bine pentru noi. Acum vedem ce va fi și în februarie. Eu cred că o să se amână campionatul. Pentru că n-ai cum, pur și simplu n-ai cum să joci în condițiile astea.